Cățică în acțiune vă salută de la Târgul de Crăciun din Suceava. Haideți cu noi să vedem ce-i pe aici. Suntem la Suceava. E foarte fain aici pentru că acest târg nu este așa de aglomerat ca cel de la noi din București. Mulțumesc! Un pic de sare, dacă mai îmbui, e ce mai bun. Știți că au destul de căpuri, dar e plină de sare, dar eu vă pun. Mai bine vă pun într-un colț? Da, uite, da? Vezi, ești foarte exagerat. Punem un pic într-un colț. E lichid, deci... Punem un pic, nu mult, un pic, atât ajungi. Mulțumesc frumos! Mare drag! Și pentru că suntem aici, în Bucovina, trebuie să mâncăm niște cartofi prăjiți pe plită. Sau copți pe plită, niște cartofi pe plită. Uitați cum arată cartofii. Ne-au pus la ei niște praf de chili și ne-au mai pus și un pic de muștei de usturoi. Hai să-i gustăm. Sunt iuți din cauza acelei. Și sunt destul de bunicei. Așa ceva mai mâncam eu când eram mică, la țară, la bunica mea, care e de aici din zonă. Și făcea pe plită. Da, mult! Veniți la târg aici, în Suceava. Vă vedeți și voi târgul de Crăciun. Cum e târgul de Crăciun în Bucovina? Punem dulceață de ardei iute. Așa? Și să aveți o poftă mare. Da? Am luat de la acea doamnă drăguță niște gogoșele care miros foarte, foarte bine. Înăuntru ele au un pic de usturoi, un pic de mărar. Sunt tare delicioase, sunt pufoase. Uitați! Ce-mi place foarte mult este că această doamnă le servește cu un topping de dulceață de ardei iute. A zis că nu e foarte, foarte iute, ci că e numai bună. Se potrivește de minune. Au un gust extraordinar, dulceața este ușor picantă, nu e tare iută, e numai bună și a costat numai 5 lei această porție generoasă, un preț foarte bun, așa că, cum să zic, mâncați românește! Gogoșelele astea cam creează dependența. Foarte bune. Și îmi place că au un gust așa românesc. Au un gust chiar autentic. Tare bune. Thank you.
ce ne-a atras atenția, această căsuță frumoasă a unui meșter. Uitați câte lucruri frumoase are! Avem aici un maestru popular, Lucaciu Gheorghe. Uitați cât de frumoase sunt măștile pe care el le face. La meșterul popular Lucaciu Gheorghe această mască frumoasă, uitați! M-a strigat și a zis să îl iau la noi acasă. Ia uitați! Superbă! Pe asta o luăm de aici, de la Suceava, acasă. Acest glob făcut din mărgeluțe, uitați ce frumos e, costă 40 de lei, e făcut de mâna omului, cu sufletul omului și eu zic că merită să dați 40 de lei pe așa ceva și în afară de asta, cele mai frumoase decorațiuni le-am văzut aici, în Bucovina. Uitați cât e de frumos! Târgul de Crăciun de aici, din Suceava, este unul mic, dar frumos, cu prețuri accesibile, cu mulți artiști locali, îți poți cumpăra decorațiuni pentru bradul tău, făcute handmade, îți poți lua o mască populară, sunt de toate pentru toată lumea. Merită să vizitați și un târg de Crăciun dintr-un orășel de provincie, pentru că atmosfera este de provincie, adică o atmosferă mai călduroasă, mai plăcută, mai ca în familie, așa. Suntem la Burger Time, de unde ne-am comandat un gourmand burger. Sperăm să fie bun, mai ales că e pentru prima oară când mâncăm de la Burger Time. It's Burger Time! Gourmand burger are înăuntru două chiftele de vacă, bacon, are un pic de rucola, salată iceberg, castraveți murați, un sos de ketchup, ceva, un sos de maioneză. Să vedem. Are mult sos în el, arată bine. Deci sunt de bun burgerul. Mare. Bogat. Da, merită. 26 de lei costă acest burger. Și mi se pare chiar delicios. Ce-mi place la acest burger e că are multe tipuri de salată înăuntru. Are baby spanac, are rucola, are salată iceberg și pot să spun că are foarte, foarte mult bacon înăuntru. Îmi place, are două straturi de bacon, se vede. Deci are prima chiftea, un strat de bacon, chiftea, bacon și chiar destulă brânză cheddar. E un hamburger foarte bogate și chiar e sățios și foarte bun, adică cam merge unul la două persoane, destul de greu și s
savuros, așa, n-am mai mâncat de mult un burger așa savuros, mai ales de la un lanț din ăsta de hamburgeri. Pentru că mulți dintre voi țineți post, am luat și un vegan burger. Burgerul ăsta miroase extraordinar de bine, mirosul ăsta de ciuperci proaspete, extraordinar. Înăuntru are maioneză, roșii, brânză tofu, niște dovlecei făcuți la grătar, câteva ciupercuțe sotate, un mix de salată, la fel, baby spanac, salată iceberg, ceva rucola și un alt sos, o maioneză. Să trecem la acțiune, Dirty Jobs. Are și niște semințe de dovleac prăjite înăuntru. Vai, și ciupercuțele astea sunt extraordinar de bune. Sunt ciuperci brune, tăiate feliuțe subțiri și sotate. Totul se îmbină perfect. Perfect. Dovlecei dulcegi cu roșiile, cu maioneza, ciupercile astea super bune. Brânza tofu, care mie una îmi place foarte mult. Brânza tofu este o brânză din soia. Salata e crispy, e bună, proaspătă. Îmi place foarte mult. Dacă sunteți vegan, Burger Time e pentru voi. Chiar este cel mai bun burger vegan pe care l-am mâncat vreodată. În loc de o chiftea acolo făcută din tot felul de chestii, brânza asta este ceva extra mega ordinar. Burger Time este un lanț de fast food românesc care se găsește în Suceava, Fălticeni, Botoșani, Bicovul de jos, Bicovul de sus și ce mai avem aici și Marginea. Cam astea sunt locațiile, nu se găsește în București, dar eu zic că ar fi bine să apară și pe acolo. Pentru că este un burger extraordinar de bun. Îmi place burgerul vegan, îmi place. Și așa o pufoșenie, deci au această chiflă, e extraordinar de bună și de pufoasă. Îmi place enorm. E bun și burgerul, e bun și prețul. 18 lei. Aceste chiftele de burgeri, patty, cum le zic eu, sunt făcute de ei, au un abator propriu și carnea este locală. Deci este carne de aici, din județul Suceava. Pentru cei care nu știu de Burger Time, cam așa arată sigla lor. Din păcate, este vouă. Moșul vă sfătuiește să veniți la târgul de Crăciun de la Suceava. Să mâncați un burger de la Burger Time și să vă abonați la canalul Bucățică în Acțiune. Să porniți notificările, să dați un like, să lăsați un coment și să vă simțiți bine. Sărbători fericite!